Curtea Constituțională urmează să decidă soarta referendumului constituțional. Înainte să treacă însă la analizarea acestui subiect, magistrații au discutat solicitarea reprezentanților Partidului Comuniștilor de a participa la ședință în contextul cererii acestora de a prezenta încălcările comise în ziua scrutinului, dar și în timpul campaniei electorale, motiv pentru care au solicitat anularea voturilor exprimate în diasporă sau cel puțin de a le renumăra. Este contestația noastră, noi ca participanți ai procesului electoral, care am contestat rezultatele alegerilor din cauza multiplelor încălcări. Suntem parte interesată în ceea ce privește validarea rezultatelor referendumului. Președintele Curții Constituționale a cerut Dianei Caraman să vorbească în limba de stat. Deci, în primul rând, procedura în fața Curții Constituționale se duce în limba de stat. Vă rog să respectați rigorile legii și a Constituției. Ulterior, domnica Manole a afirmat că pentru a putea participa la ședință, reprezentanții PCRM care au depus în 29 octombrie o înștiințare la curte despre examinarea în instanța încălcărilor, ar fi trebuit să trimită un e-mail Curții Constituționale în ziua următoare, conținând deciziile irevocabile ale instanțelor de judecată necesare pentru susținerea cererii de renumărare a voturilor. După ce reprezentanții Parlamentului, Guvernului și AICEC-ului s-au opus participării comuniștilor la ședință, magistrații s-au retras în deliberări ca să decidă în privința acestui subiect. Între timp, cei din PCRM și-au exprimat nemulțumirea față de Curtea Constituțională. Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova și validării rezultatelor apar întrebări privind participarea celor care au depus contestație, inclusiv la Curtea Constituțională. Este pentru prima dată. Nu există o asemenea procedură și cerință în legislație la care se fac referiri. Deoarece dacă noi am depus contestație, suntem parte interesată ca întrebările noastre să fie examinate. Curtea Constituțională se grăbește pentru că vrea până în turul 2 să recunoască rezultatele, ca guvernarea să aibă argument în turul 2. Ei nu s-au așteptat la prezența lui Voronin la această ședință. Da. Nici aici la Comisia Electorală, nici Curtea Constituțională. Și pe asta pe ei i-au pus în gardă. Și ei s-au dus consult și fac ei mai departe. Dar noi suntem autori. Eu am semnat toate documentele referitor la referendumul anti-referendum. Contestațiile toate tot eu le-am semnat. În cele din urmă, judecătorii constituționale au respins cererea comuniștilor de a fi parte a procesului de jurisdicție constituțională, dar au declarat că le vor examina cererea privind renumărarea voturilor la referendum în contextul solicitării de validare a rezultatelor plebiscitului. Menționăm că CEC a declarat în 25 octombrie valabil referendumul republican constituțional din 20 octombrie. Plebiscitul a fost declarat valid cu 50,72% din voturi, însă majoritatea din țară a ales opțiunea nu și doar 8 raioane din 32 s-au declarat pentru. Cu numai 0,72% a trecut referendumul neacceptat în țară, dar dorit în afară. Diaspora a influențat rezultatul, dar mai mulți candidați și politicieni au cerut anularea acestuia, invocând fraude și nereguli la secțiile de votare din străinătate. Protest cu scandal în fața Curții Constituționale. Înainte de a se începe ședința cu privire la confirmarea rezultatului referendumului constituțional, reprezentanții blocului politic Victoria, împreună cu deputații comuniști, au mers la Înalta Curte pentru a depune o sesizare în vederea infirmării rezultatelor referendumului. Acolo însă mai mulți polițiști și carabinieri au îngrădit accesul în clădire pe motiv că, potrivit legislației, atunci când judecătorii CC sunt în ședință, accesul este limitat. În conformitate cu legea 514, articolul 30 alineatul 3, privire la neadmiterea emisiunii în activitatea de serviciu a completului judecătoresc, se menține distanța de 25 metri de la intrarea în obiectiv. Semnatarii pot să intre și să constate înregistrarea sesizării. De la Curtea Constituțională, vă rog, decizia instituției respective, dacă ceva, că noi nu putem să intrăm. Argumentele i-a nemulțumit pe reprezentanții blocului politic Victorie. Deputatul și secretarul executiv al Comitetului Executiv al blocului Victorie, Marina Tauber, i-a criticat pe oamenii legii pentru comportamentul disprețuitor în raport cu opoziția. Noi mergem la Curtea Constituțională, depunem sesizare. Trebuie să cerem voie de la voi sau cum? Cine sunteți în genere? Voi încălcați
respectați legea. Fiecare 100 de metri, pe fiecare metru. De ce nu dați voie oamenilor? Consilierul Bașcanului, nu dați voie lui să treacă la Curtea Constituțională? Ea este doar pentru Maia Sandu? Sau pentru cine? După o serie de negocieri cu deputații și reprezentanții blocului Victorie, polițiștii le-au permis acestora să intre în clădirea Curții Constituționale pentru a depune sesizarea, însă și acolo politicienii au fost nevoiți să aștepte în spatele ușilor închise, fără să primească acces în sala de ședințe. Nu ne permite nici să intrăm aici. Vorbesc de semnătarii sesizării. Doamna Parască, în calitate de conducător al Partidului Renaștere și deputat în Parlament, nici nu putem să intrăm. Curtea Constituțională s-a baricadat. Ușa e închisă, eu nu știu cum va fi urmărită ședința de astăzi. Într-un final, reprezentanții blocului Victorie au depus sesizarea cu privire la infirmarea rezultatelor referendumului constituțional. Între timp, în fața sediului Curții Constituționale a continuat acțiunea de protest organizată de Partidul Renaștere și Partidul Comuniștilor. Membrul Partidului Renaștere, Irina Lozovan, a declarat că PAS a acaparat toate structurile de stat, iar poliția a devenit agentul electoral al puterii. Все увидят, как PAS захватили каждый институт власти в нашей родной Молдове. Să vadă toți cum PAS au pus stăpânire pe fiecare instituție în Moldova noastră. Doar priviți ce se întâmplă. Astăzi nimeni din observatorii internaționali nu vor să reacționeze la sutele și miile de încălcări care au fost fixate în primul tur al alegerilor. Cu toții știm și am văzut cum puterea a folosit resursele administrative, am văzut toate încălcările publicate în spațiul public, le-am văzut cu proprii ochi, iar astăzi această instituție, care de fapt stă la straja legislației noastre, a Constituției noastre, cea mai înaltă lege a țării noastre, își închide ușile nu doar în fața deputaților, dar și în fața tuturor cetățenilor. Rușinea acestei puteri, așa ceva niciodată nu a fost în țara noastră. De la independență încoace, nimeni nu și-a permis astfel de acțiuni obraznice și dure. Curtea Constituțională nu trebuie să admită transformarea sa într-un complice la o crimă constituțională, a declarat la rândul său deputatul Partidului Comuniștilor Constantin Starâș. Его задача хранить целостность и смысл Конституции. Sarcina Curții Constituționale este să păstreze integritatea și sensul Constituției. Dar atât scopul acestui referendum și modul lui de desfășurare și rezultatele lui și metoda de obținere a acestor rezultate în sine constituie o crimă constituțională. Dacă oamenii care stau în această clădire frumoasă, salariile cărora sunt plătite de fiecare dintre noi, nu doresc să fie considerați criminali, dacă încă mai pretind să fie numiți onorată instanță, atunci ei sunt obligați să accepte protestul nostru și să anuleze rezultatele acestui referendum nesemnificativ. Amintim că joi Curtea Constituțională s-a întrunit în ședință pentru a examina rezultatele referendumului republican constituțional din 20 octombrie curent și a decide legalitatea acestuia. Înainte de cel de-al doilea tur de scrutin prezidențial, când pentru funcția de șef al statului se vor duela Alexander Stoianoglu, susținut de Partidul Socialiștilor, și actuala președintă Maia Sandu, care are în spate partidul PAS, liderul blocului Victoria a venit cu un îndemn de a opri pe Maia Sandu. Nu Maia Sandu, за 4 года своего правления Maia Sandu, în cei 4 ani de guvernare, a demonstrat că este dușmanul țării noastre. Ea a venit cu promisiunea de a asigura libertatea de a alege. Dar după cum țineți minte, în câțiva ani a fost închis Partidul Șor, a fost exclus de la alegeri Partidul Șansă, a fost scoasă din cel de-al doilea tur de scrutin Marina Tauber, nu a fost admis Vasile Bolea la prezidențiale, etc. Ea ne impune să alegem dintre cei pe care îi vrea ea. A promis libertatea mass-mediei și doar într-un an am văzut cum s-au închis 15 posturi TV în țara noastră. Ea a exclus toate părerile alternative. De asemenea, politicianul a mai făcut referire la promisiunile actualei președinte cu privire la progresul economic, dar în timpul guvernării sale, prețul gazului și al electricității a crescut de câteva ori, iar indexarea pensiei pentru prima dată nu a atins nivelul inflației. Oamenii supraviețuiesc la limita existenței. Ea a luat credite pe care noi, cetățenii Moldovei, va trebui să le rambursăm, a mai atenționat Ilan Șor.
Молдова 4 года была под тотальным внешним управлением. Молдова тим де 4 ani a fost sub conducerea totală a americanilor și europenilor. La ce am ajuns? La sărăcie și groază. Dragi prieteni, acum întrebarea de bază pentru Republica Moldova este a fi sau a nu fi. Maia Sandu, și noi asta înțelegem perfect, are planuri de a declanșa un război pe teritoriul țării pentru că stăpânii ei din Occident nu au milă de moldoveni la fel cum nu au milă de ucraineni. Ilan Șor a mai îndemnat cetățenii pentru care nu este indiferentă soarta propriilor copii, părinți, dar și soarta țării. Priti 3-го числа на избирательные участки. Să veniți în data de 3 noiembrie la secțiile de votare și să votați împotriva Maiei Sandu pentru oricare alt candidat pe care îl veți vedea în buletin. Dragi prieteni, 3 noiembrie este șansa de a salva și a începe renașterea Moldovei noastre frumoase. Нашу с вами любимую красивую Молдову. Liderul blocului politic Victorie a mai menționat că este un om consecvent. În primul tur de alegeri a îndemnat cetățenii să facă același lucru, să iasă la vot neapărat, ca să nu le fie furat votul și să voteze pentru oricare alt candidat din listă, în afară de Maia Sandu. Amintim că duminică 3 noiembrie va avea loc cel de-al doilea tur de scrutin prezidențial, în care pentru funcția de șef al statului se vor confrunta ex-procurorul general al Republicii Moldova, Alexandru Stoianoglu, și actuala șefă a statului, Maia Sandu. Justiția a fost capturată, iar poliția s-a transformat într-un instrument politic îndreptat exclusiv împotriva opoziției și a cetățenilor care nu sunt de acord cu PAS. Această situație este prezentă în țară de mult timp, a afirmat deputatul blocului Victorie, Vasile Bolea, menționând că cu câteva zile înainte de al doilea tur al alegerilor, lucrurile s-au agravat. Amploarea acelor crime și abuzuri care le efectuează regimul de astăzi, regimul Maia Sandu, nu poate fi ascuns de popor. Abuzurile poliției au devenit parte integrantă din administrația statului sub bagheta Maia Sandu și a PAS-ului. Ultima perioadă noi vedem cum reprezentanții poliției merg în toate raioanele și prin toate localitățile din țară și caută acele 300 de mii de cetățeni care pretins au fost corupți. Reprezentanții blocului Victorie au amintit cum poliția a intrat în casa unei familii cu mulți copii și a confiscat un frigider, primit ca ajutor social împreună cu produsele alimentare. De asemenea, a fost vizat și un medic de la azilul de bătrâni, care ajuta persoanele în vârstă să voteze și care a fost ulterior reținut. Poliția a efectuat percheziții și în nordul țării, unde au avut loc și alte rețineri. Aceasta este o acțiune inumană a autorităților explicată prin căutarea corupției. Pentru Sandu și PAS, ajutoarele de lungă durată pentru cei nevoiași reprezintă corupție, iar ONG-urile alimentate cu bani occidentali și promovând UE nu sunt corupție, iar campania electorală a lui Sandu cu bani de la stat, prin media de stat, lăudând realizările inexistente din ultimii 4 ani, nu este corupție. Sutki napralyot vaskhishayas' tem, chto ne sdelano za 4 goda, eto ne korupcia. În vizorul poliției se află persoane care au primit ajutoare umanitare sau sociale în ultimii 10 ani, au declarat reprezentanții blocului Victorie. Bașcanul Găgăuzii, Evgenia Guțul, a cerut comunității internaționale să reacționeze. Apelul acestei a fost transmis de consilierul Iuri Kuznetsov. Ia prizvaia međunarodne strukture. Fac apel la structurile internaționale acreditate în Moldova, ambasade și organizații pentru drepturile omului, să nu mai închidă ochii la aceste și alte numeroase acte de încălcare a legii. Tăcerea din partea lor devine complicitate la aceste acțiuni. Marina Tauber a declarat că echipa lui Ilan Șor a ajutat și va continua să ajute persoanele nevoiașe, pentru că acestea sunt foarte multe, iar statul, obligat să asigure o viață decentă fiecărui cetățean, nu și-a îndeplinit sarcina. Toți dumneavoastră cunoașteți că pensionarii din Găgăuzia, din Taraclia, din Orhei, dar și bugetarii din Găgăuzia primesc adaosuri la pensii și la salarii. Iată, știți, nu am vrut să spun acest lucru, dar totuși sunt nevoită.
când noi constatăm această presiune din partea organelor de forță. Mai mulți polițiști, mai mulți procurori, mai mulți judecători. Ei au, așa cum a spus doamna Regina, a familiilor lor, inclusiv și părinți, și bunei, și bunici. Și iată, ca să știți, ei tot primesc pensii de la Ilan Șor. Și cum ei îndrăznesc după asta să vină la ceilalți și să ia frigiderie și așa mai departe, iată, eu nu înțeleg. Și vreau să mă adresez la voi, cei care primiți ajutor, familiile voastre primesc ajutor de la Ilan Șor și de la echipa noastră, pe urmă să mergeți și să întocmiți aceste procese verbale și să participați în această murdărie. La încheierea conferinței de presă, reprezentanții blocului Victorie s-au adresat în limba engleză organizațiilor internaționale pentru drepturile omului și media, cerându-le să acorde atenție abuzurilor regimului de la guvernare și cazurilor de încălcare a drepturilor cetățenilor obișnuiți. Opoziția solicită o reacție clară și fermă din partea comunității internaționale cu privire la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Această guvernare a luat o raznă de tot. Astfel începe postarea avocatului Alina Palii, președintele Asociației pentru Drepturile Omului Femida. Ea scrie despre raidurile poliției în mai multe localități care vizează persoane ajunse în anumite liste, iar în unele cazuri și despre aduceri silite. Într-un interviu pentru Canal 5, juristul a oferit detalii. În ultimele zile și mai ales în această dimineață, tot mai mulți oameni din diferite părți ale țării sună și povestesc că polițiștii vin la ei acasă și la rudele lor și nu se legitimizează conform legii, nu explică motivele vizitelor. Întreabă pe cine ai votat, unde ai fost noaptea trecută, zilele trecute, cu cine ai comunicat, roagă să le arăți telefonul. Susțin că oamenii sunt în niște liste. Fac asta pur demonstrativ pentru public, deoarece dacă e undeva prensate, asta văd vecinii. Poliția încearcă demonstrativ să-l calce pe alegător, ca acesta să nu mai vrea să participe la alegerile de duminică. Militantul pentru drepturile omului consideră că autoritățile, prin intermediul resurselor administrative, încearcă să preseze și să intimideze alegătorii în ajunul turului 2 al alegerilor prezidențiale. Totodată, avocatul subliniază, în cadrul acestor vizite, polițiștii comit încălcări procedurale grave. După discuțiile mele în calitate de avocat cu unii dintre acești polițiști, am aflat că fără acte procedurale stabilite acționează potrivit lor, strict la indicația conducerii lor raionale. Indicația este orală, nu au niciun document justificativ pentru asta. Mai mult, polițiștii merg în localități străine, chiar dacă în același raion, care nu au nicio legătură cu activitatea lor. Cred că asta este inadmisibil, este o încălcare a drepturilor și libertăților omului, precum și un abuz de putere din partea polițiștilor. Nu este altceva decât presiunea asupra alegătorului. Alina Palii consideră că respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în țara noastră de mult provoacă îngrijorare, iar acum problema s-a agravat și mai mult. De fapt, s-a instaurat un regim totalitar. Asta deși țara noastră de câteva decenii beneficiază de granturi europene și americane pentru dezvoltarea democrației și stimularea activismului civic în societatea moldovenească. În prezent, alegătorul nu are niciun fel de libertate de alegere. Decenii întregi, atâtea granturi, proiecte, educau alegătorul, precum că există dreptul de a alege, libertatea de a alege, că democrația, că bla bla bla, acum toate astea nu sunt. Nu putem vorbi despre standarde, metode europene și democratice. În prezent, în țara noastră este un regim absolut totalitar. Canal 5 a solicitat de la Inspectoratul General al Poliției comentarii despre raidurile polițiștilor raportate de militantul pentru drepturile omului, dar comunicatorul Diana Fetco nu ne-a răspuns la telefon și mesaj. După
După ce în presă au fost publicate liste cu așa zis și trădători de patrie care au stârnit ură între oameni, Canal 5 a vizitat două localități dintr-un raion pentru a discuta cu unele dintre persoanele menționate și a înțelege cum au ajuns pe listă. Din motive de securitate, nu vom divulga numele satelor și ale raioanelor, deoarece autoritățile au creat o atmosferă de frică în comunitate. Făcut doamna Sandu, e prostie mare. Lumea asta tătă a apărut pe TikTok-uri. Nu sunt listele care lumea cumpăra producții ieftine. Că nu trebuie să spari și să facă listele, au trebuit să vii la oameni prin sat, spui oameni buni. Ia că să fac o sobranie la club, ai fel cu oameni buni. Ia că ați apărut în lista asta cu și ocazie. Da, lumea ne spui că noi am cumpărat ieftin. Vine, era magazinul în anii ieftin. Noi ne bucuram, noi eram bucuroși. Pentru o bucăță. Ți, eu mă ducem pentru mine și patau, trei nepoți erau la mine. Femeia ne-a mai spus că a fost luată cu forța de oamenii legii și că i s-a impus să semneze un document prin care se declare că ar fi luat mită. Lucru pe care l-a negat categoric. Păi chemași la miliție. Am fost la miliție la... M-a luat cu mașina de acasă, eu cu injecțiile, cu injecțiile în sumcă, că numai și eu pus omul injecție. Și m-a dus la eu să dau o iscălitură că luam ziatcă de la șor. Băi, oameni buni, n-am luat nici o ziatcă de la omul și ăla. Nici nu l-am văzut în ochi cu ăsta. Îl văd și eu prin TikTok-urile astea, că mă uit. Dar așa se îndeie omul și ăla, nu ne-a dat niciodată. Producții ieftine am luat și ba, dar prostii lui că chiar să bate capul de oameni ăștia și le dă producții ieftine. Sunt lume că mor de foame. Luată și huiduită de polițiști a fost și această pensionară. Mă, după ce a apărut lista, nu au venit polițiști la dumneavoastră? Ei, nu, pe dăm sau o chemat. Pe dăm m-au chemat la... Dar eu nu, că eu nici nu le răspund și nici nu mă duc. Așa m-a fost, dar poate ai prinit, dar poate așa, dar pe dincolo, dar dacă te găsim, dar poți cauza-i omului. Eu n-am prinit nici o capică de zare. Elena și Antonina din același sat s-au pomenit într-o situație similară. Femeile au ajuns pe listă doar pentru că au procurat produse de la magazinele sociale Merișor și pentru că și-au dus nepoții la Orheiland, unde s-au organizat activități gratuite pentru copiii din localitate. De șor și eu am fost implicat în șor când am început să deschide magazinele este Merișor. O Merișoară de la nene, noi mă sună, Len, dacă vrei să cumperi producte când vii câteodată, asta a fost mai din 2020. Vin și îți fă cartele, oricum cartele, că este magazin și ți-ai cumpăra ceva mai ieftin. Schiam să intru, văd că acolo scrie partid ușor, schiam să intru eu, spătic, nu-i faci. Și mi-a făcut e că tăci și am avut de legătură cu ușor. Numai că ați procurat produse? Numai că mi-am făcut cartelul și când eram poate odată lună, pe două ori lună la nenii noi și luam produse. Și atâta. Cine v-a spus sau cum ați aflat că sunteți pe listă? Aici eu mers o jumătate de Europa până a ajuns la mine, că eu nu mă privuit pe Facebook. Eu, copii dacă... s-au uitat? Eu trimis din Olanda o fată. Și ați apărut în listă, nu? Să uită vicinii strani la dumneavoastră. Da, și să uit ce am făcut eu. Că eu atâta pe dușeu copii la Orheiland, cum? Acolo să plăteau să dușeau autobus. Dar eu dacă n-avem posibil ca să... Mă duc să-i duc pe alt cale, mă duc la drum să-i duc, n-avem. Am fost nevoită, i-am suit acolo ca să vadă și ei și lumea, să vă cătă și ei cu cum să... La acele atâte, la acele jocuri să vadă și ei. Că eu n-am avut posibil, dacă fata ne-a lăsat, ea că am 12 ani de când i-a lăsat. Femeile spun că nu li s-a propus și nici nu au primit bani pentru a vota. De aceea nu-și pot explica de ce au fost umilite în acest hal. Nu ocazii ne-au pus, dacă noi înainte de a iese, nu am plat nimeni, nu au dat nimeni, nu ne-au dat nimeni bani, nu ne-au dat gazete, n-am dus nică. Dar cum ați aflat că sunteți pe lista asta? Dar am văzut-o pe televizor. Ne-au pus lista și eu, când am văzut la noutăți, am rămas șocat. Eu o noapte întreagă n-am dormit, s-au ridicat tensiunea. Eu, vai de capul meu, că eu n-am 6 ani, am 70 de ani. Și ei se bată joc așa de noi. Iar această femeie s-a trezit că se află împreună cu fiicele sale pe lista trădătorilor de patrie, fără a avea vreo tangență sau legătură cu politicianul Ilan Șor. Mai mult decât atât, acestea erau menționate pe listă de câteva ori. Cum ați aflat de lista asta și nu v-a spus? Cum ați spus? De la în sat, mi-a spus. Și l-a uită în sat straniu la dumneavoastră? Da, dacă bătă eu și
ucis om, eu am zis ucis om și furat la cineva din casă, n-aveți și așa cum iasă. Ce credeți că se face asta? Eu nu știu de ce. Și bă, ură între oameni, necaioși. Eu înțeleg, se afișează astea. Pe urmă, chiar dacă s-o afișa, trebuie întâi să clarifici. E vinovat, nu e vinovat, o luat bani, nu o luat, o fost, o venit la votare, o și votez. Eu pe cine votez, nu afișez la nimeni. Votați pe cine vreți, trăim într-o țară democratică. Da, dar nu mă duc să-mi dăie bani, nu știu pentru o macaroană, pentru ce. Am trebuit, am votat și gata, înșit. Dar fetele mele n-au nicio atribuție și le scuipă, le arată acolo. Și le scrie și le prostește în tot felul pe satul, că așa, că așa. Dar ele nici nu au venit, ele nici nu știu de nică. Amintim că și Ion Lazarenko, cunoscut sportiv, a declarat că trăiește un coșmar, iar familia sa este atacată și amenințată după ce soția sa a fost inclusă din greșeală în lista URI-ei publicată de presa afiliată PAS-ului, care include peste 3.000 de persoane despre care se pretinde că ar fi fost plătite pentru vot. Ținta propagandei celor din PAS a ajuns și o tânără care votase pentru Maia Sandu, dar a fost inclusă în lista neagră pentru că, activând într-o companie de Rusia, își primea salariul prin transferuri care se făceau din Kazahstan. La simpla întrebare a jurnaliștilor despre numărul persoanelor care au fost sancționate până în prezent pentru că și-ar fi vândut votul, ministrul afacerilor interne Adrian Efros nu a știut să răspundă concret care este acesta. Numărul persoanelor este variabil de la zi la zi. Ați putut vizualiza conferința de presă pe care a oferit-o Inspectoratul General de Poliție, ulterior Procuratura Generală. Noi vom continua cu astfel de briefing-uri și vom actualiza datele ca cetățenii Republicii Moldova să cunoască direct de la sursa demnă de încredere care sunt progresele în acest aspect. În cele din urmă, autoritățile operează cu cifre diferite când vine vorba despre numărul real al cetățenilor care ar fi fost plătiți. Chiar dacă reporterul Canal 5 a insistat ca ministrul să concretizeze totuși câți oameni au fost depistați, acesta a făcut referire la conturile deschise pentru ajutorul social, care nu au nicio legătură cu fraudarea alegerilor. Totuși, din speculațiile cu care operează Maia Sandu, că ar fi 300.000 de alegători, domnul Cernăuțeanu spune că sunt 130.000, Procuratura ne spune că sunt doar 35 de persoane care spuse sub acuzare. Până la urmă, despre câte persoane este vorba? Eu am răspuns data trecută la această întrebare. Noi am spus că sunt 130 de conturi. Pe un cont pot fi mai multe persoane care beneficiază de aceste surse financiare. După cum s-a dovedit, cifra de 300.000 pe care Sandu a menționat-o în mod repetat a fost numărul de persoane care pur și simplu au primit transferuri de bani din Rusia în diverse scopuri, inclusiv salarii și transferuri de la rude. Ulterior, Sandu a încetat să o mai folosească, înlocuind-o cu un număr semnificativ. 130.000 este numărul de conturi deschise din banca rusă Promsviazbank pentru a primi plăți sociale, dar nu există nicio dovadă că aceștia sunt bani pentru a cumpăra voturi, iar poliția scoate acum mărturisiri de la oameni că banii au fost plătiți pentru vot. Între timp, procurorul general a declarat că sub acuzare sunt doar 35 de persoane, a căror vinovăție la fel nu a fost demonstrată în instanță. L-am întrebat pe ministrul Efros și despre interviul care a fost realizat de postul public Teleradio Moldova cu Tanti Raia, așa cum a fost botezată de așa zișii jurnaliști de investigație, care de altfel se află în arest la domiciliu pentru corupere a alegătorilor. De ce oamenii legii operează cu manipulări? Dacă femeia a declarat că banii pe care nici nu i-a primit erau un supliment la pensie, cum era de așteptat, Efros a evitat să ofere un răspuns clar. În acel interviu s-a vrut să fie prezentată că doamna este coruptă. Totuși, am văzut că a declarat că acei bani i-a primit drept supliment pentru pensie, nu pentru vot și nici măcar nu i-a primit. De ce poliția manipulează opinia publică? Supliment sau ajutor este atunci când nu solicit nimic în schimb. Atunci când dai suplimente sau contribui cu surse financiare sub diferite forme manipulatorii în schimbul votului, atunci nu putem vorbi din niciun fel de suport. Dacă ne uităm mai atent în interviul publicat de Moldova 1, femeia care a ajuns în vizorul poliției nu spune că a primit banii anume pentru vot, însă a fost montat în așa fel încât să pară că aceasta recunoaște un lucru pe care nu l-a comis. Da. Conștientizare.
Și renumitul Alexei Arestovici s-a alăturat celor care au decis să învețe pe moldoveni să voteze corect. Fostul consilier al șefului oficiului prezidențial al Ucrainei, care locuiește la New York în proiectul YouTube Jurnal de Război, a amenințat Moldova cu război în cazul votului incorrect pentru Kiev în 3 noiembrie. Chiar nu vreau ca Ucraina să aplice măsuri împotriva Moldovei, mai ales forța militară. Chiar nu aș vrea să se ajungă la faptul că Ucraina va fi obligată să ia niște măsuri, să le numim delicat de securitate. Iar acest lucru este inevitabil dacă veți vota pentru un parcurs pro-rus în Moldova și veți alege în Parlament sau la președinție pe susținătorii unei alianțe cu Moscova. Moldova nu poate avea nicio independență, ci doar subordonarea totală tatălui României și mamei Ucrainei, a spus Arestovici. El a adăugat că Alexandru Stoianoglu este o persoană simpatică și calmă, dar a confirmat că pentru Kiev mai preferabil ar fi, cităm, candidatul pro-european și pro-NATO Maia Sandu. Asta deși fostul procuror a declarat în repetate rânduri că susține integrarea europeană a Republicii Moldova și a condamnat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Iar în cadrul recentelor dezbateri electorale, întrebat despre acțiunile pe care le va întreprinde în calitate de președinte în domeniul de politică externă și mai ales în relațiile cu Ucraina, Stoianoglu a spus că va construi și dezvolta relații de prietenie cu toți partenerii, inclusiv cu vecinii Ucraina și România și partenerii de dezvoltare Uniunea Europeană, SUA, Rusia și China. Susținem Ucraina în războiul actual și oferim cetățenilor ucraineni asistența umanitară necesară. Sunt sigur că atunci când voi deveni președinte, relațiile noastre cu Ucraina vor fi mai puternice decât în prezent, a spus Alexandru Stoianoglu. El chiar i-a propus lui Sandu să semneze un pact prin care se recunoaște irreversibilitatea parcursului european. Am încercat să obținem un comentariu de la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova la amenințările lui Alexei Arestovici și posibilitatea acțiunilor militare împotriva Moldovei, dar n-am primit răspuns la telefon. Mulți observatori europeni se arată foarte interesați de alegerile președintelui din Republica Moldova. O delegație formată din 5 membri ai adunării parlamentare a Consiliului Europei vine în țara noastră între 2 și 4 noiembrie pentru a observa turul al doilea de scrutin, informează oficiul din Chișinău al Consiliului Europei. Delegația APCE face parte dintr-un întreg desant de observatori occidentali care vor monitoriza alegerile. Observatori ai adunării parlamentare a OSCE, ai Parlamentului European și ai Biroului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului. Membrii grupului de observatori se vor întâlni cu cei doi candidați care concurează la alegerile prezidențiale, precum și cu șefii misiunii OSCE și ai delegației UE în Republica Moldova, înainte de a observa scrutinul din 3 noiembrie. Un membru al Comisiei de la Veneția va oferi consultanță juridică în timpul misiunii de observare a alegerilor. Precizăm că în lista publicată pe site-ul CEC se regăsesc 53 de organizații internaționale care au acreditați câte unul sau mai mulți observatori pentru monitorizarea turului 2 al alegerilor din 3 noiembrie 2024. Totodată mai amintim că pentru monitorizarea primului tur al alegerilor și a referendumului de modificare, Comisia Electorală Centrală a respins numeroase cereri din partea ONG-urilor europene și anume solicitările care vizau monitorizarea plebiscitului pe teritoriul Uniunii Europene. De menționat că anterior a fost refuzată acreditarea în calitate de observatori pe teritoriul Moldovei mai multor organizații din Rusia și CSI. Pe măsură ce se apropie al doilea tur al alegerilor prezidențiale, atmosfera din societate nu face decât să se încingă. Pe rețelele de socializare a apărut informația cu referire la datele companiei Meta, care deține Facebook, precum că în ultimele 30 de zile, președintele în exercițiu, Maia Sandu, a cheltuit 45.000 de euro, adică aproximativ 830.000 de lei pentru publicitate. O astfel de sumă, deloc mică, șefa statului nu a cruțat-o pentru promovarea paginii sale pentru companii publicitare
solicitare pe pagina partidului, ale deputaților și miniștrilor PAS, precum și pe paginile ONG-urilor. Apropo, anterior, într-un interviu oferit jurnalistului Iuri Dudi, șefa statului a declarat că primește aproximativ 850 de euro pe lună și trăiește doar din salariu. Pentru a afla cum stau lucrurile cu adevărat și cine sunt acești generoși donatori ai candidatei, am apelat la serviciul de presă al partidului de guvernământ. Purtătorul de cuvânt al PAS, Andreana Vlas, așa și nu ne-a răspuns la apeluri și mesaje. De asemenea, i-am solicitat un comentariu vicepreședintelui CEC, Pavel Postica, pentru a afla dacă aceste sume sunt declarate în cheltuielile lui Sandu și care sunt sursele de proveniență ale acestora. Postica a răspuns că este ocupat și că va reveni cu un apel telefonic, dar nu s-a ținut de cuvânt. Vă reamintim că, potrivit datelor furnizate de compania sociologică iData cu referire la CEC, actualul șef de stat a devenit lider în ceea ce privește cheltuielile pentru agitația electorală din primul tur. Campania sa electorală a fost estimată oficial la aproape 10 milioane de lei. În același timp, Renato Usat îi susține că suma cheltuită a fost mult mai mare. Potrivit politicianului, peste 90 de milioane de euro din fonduri europene au fost cheltuite în campania de organizare a referendumului și de susținerea candidatului Maia Sandu în ultimele 6 luni. Sandu a publicat nenumărate videoclipuri, a organizat prezentări de amploare și pompoase ale programului său electoral în raioane, întâlniri demonstrative cu oamenii, ședințe foto cu animale, copii și artiști. Curajul și unitatea în țara noastră, așa încât să asigurăm în următorii ani că Republica... Și aici nu se pune la socoteală utilizarea resurselor administrative, fapt care a fost menționat în mod repetat atât de adversarii politici ai lui Sandu, cât și de observatorii independenți. Printre cele mai flagrante încălcări au fost agitațiile electorale efectuate de miniștri și deputații PAS, care au folosit banii contribuabililor în loc să-și facă munca. În raportul lor interimar, observatorii internaționale ai misiunii OSCE la Chișinău au subliniat de asemenea că președintele moldovean Maia Sandu a avut o poziție privilegiată în mass media. În același timp, potrivit experților, coincidența referendumului de aderare la Uniunea Europeană cu alegerile prezidențiale din Moldova a fost cea care a decis calea abuzurilor, de care autoritățile nu au ratat ocazia să profite.